La împlinirea 30 de ani de existență a lucrării Alfa Omega, continuăm să primim mesaje de încurajare și binecuvântare din partea pastorilor și liderilor creștini din România. Pastorul Ioan Bochian din București își aduce aminte de începuturile lucrării și modul în care a colaborat cu Alfa Omega. De asemenea, el spune că prin Alfa Omega oamenii primesc hrană spirituală, este susținută rugăciunea și românii pot afla informații despre situația din Orientul Mijlociu. Eu sunt de asemenea foarte fericit să transmit un mesaj de felicitare și binecuvântare televiziunii Alfa Omega TV. I-am cunoscut poate printre primii în lucrarea pe care o făceau, mi-aduc aminte, lucram în lucrarea cu copiii și ei veneau și ne distribuiau casete pentru copii, casete video pentru copii. Și nu știu dacă își mai aduc aminte cei de la Alfa Omega TV, dar eu am fost între aceia care le-am profețit: faceți o lucrare minunată și veți crește într-o lucrare media, într-un post de televiziune. Și eu mă rog pentru voi să deveniți un post de televiziune. Ați devenit un post de televiziune național, internațional, și eu pot să vă spun că lucrarea pe care o faceți este 1. Hrană spirituală, 2. Pentru că dați multă învățătură, e pâinea vieții care iese din gura lui Dumnezeu. 2. Sunteți un suport moral pentru mișcarea de rugăciune pe care o dezvoltați și o susțineți cu atâta ardoare și vă rog să stăruiți în continuare în aceasta. 3. Alfa Omega completează ceea ce lipsește pe două planuri. Pe de o parte, în informare, pentru că felul în care noastră trimiteți acele jurnale de informare despre situația din Orientul Apropiat lipsește în România. Noastră completați formarea și informarea românului pe acest plan, și în al doilea rând documentați în continuare românii pe planul biblic, pe planul formării și educării în cunoștința Scripturii. Așadar, Alfa Omega TV la 30 de ani, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă aș zice numai 30 de ani pe mai departe, poate ar fi prea puțin. Vă doresc tuturor de acolo viață veșnică. Domnul să vă binecuvinteze.